Bine ați venit la această seară, numirii lui Apeis. Este, cred, a cincea seară, nici mai știm câte am întâlnit cu obicești al avut în acest amfiteatru de lucru stăriloare. Ceea ce bucură este faptul că mișcarea lui Apeis a devenit cunoscută, chiar dacă și în facultatea de teologie, la un moment dat, a fost profesor care avea o anumită de reținere, tocmai din cauza etichetelor politice, deși această mișcare a lumii aprins este un eveniment unic în această zonă a Europei cuprinsă de regimul concentrațional comunist. Vom face mai întâi rugăciunea, m-a făcut sigur aceea în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel picat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și fărurea și în veci și veci, amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miliește-ne și mântuiește pe noi. Amin. Deci, luminile lumea lui Apeis, care se adaugă seriilor dedicate de așa cum spuneam, o mișcare unică în Europa aceasta cuprinsă de oameni mandat de regimul comunist, unică prin întâlnirea dintre intelectuali și duhovnici, duhovnicii de la Mănăstirea Antim, dar și cei care s-au adăugat după aceea peste mișcări comunicești. Este vorba așadar de poeți precum Vasile Voiculescu și scriitorul Ion Marin Sadoganu, la un moment dat Dan Barbilian, deci poetul Ion Barbu, Lucianul Anton Dumitriu, dar și omul de știință, în același timp și poet și scriitor, Alexandru Mironescu, muzicianul Paul Constantinescu, unul de artă Olga Greceanu, arhitectul Constantin Jojo și așa mai departe. Deci, o mișcare duhovnicească ce cuprinde, iată, intelectuali din toate domeniile, ne referim la un logician precum Anton Dumitriu, dar și cu domeniul artei, poeți, scriitori. Împreună, întâlnirea cu duhovnicii de la Mănăstirea Antim, cel care a fost sufletul acestei mișcări duhovnicești este fără îndoială scriitorul, poetul Ierosimonacul Danin Sandu Tudor, cel care a preceduit această jertfă prin sacrificiul său de la Aiul. Mișcarea duhovnicească a lui Apeis are două perioade, așa cum a fost ea periodizată mai întâi, 1945-1950 aproximativ, în 1948 s-a toate mișcările acestea religioase au fost interzise. Ea a continuat în 1950, Danin Sandu Tudor a fost arestat. Au fost reluate aceste întâlniri aproximativ în 1952-1953 până în 1958, când în luna iulie au fost arestați Danin Sandu Tudor, dacă nu înșel, chiar din casa de Alexandru Mironescu, împreună cu fiul acestuia. Și apoi ceilalți membri ai grupului i-au plecat prins. De curând a trecut la bunul și unul dintre cei care erau studenți, Emanuel Mihăilescu. Emanuel Mihăilescu
Așa, de asemenea, ne bucurăm că a fost în această aulă și a vorbit despre experiența sa la Rugul Aprins. O mișcare unică la care îi întâlnim pe duhovnicii Părintele Benedict Ghiuș, Părintele Sofian Dughiu, Părintele Adrian Măgețeanu, Părintele Vasile Vasilachi, Părintele Arlandie Vasilachi, cel care avea să treacă unul la Gherba, iar osemintele sale au fost aduse și sunt înmormântate, este înmormântat la Cernic acum. Mai tânărul pe atunci, Părintele Arsenie Papacioc, Nicolae Bordașinu, Părintele Roman Braga și mai ales în a doua perioadă, din 1952-53 până în 58, prezența Părintele Dumitru Sălivai cu textele filocalice. Este deosebit faptul că această mișcare duhovnicească, iată, se bucură de o piesă de teatru, piesă radiofonică, realizată cu moșenarul de Ion Costin Manoliu, în regia Dampului. Din distribuția spectacolului fac parte Mihai Dita, Dan Puri, Constantin Codrescu, Ovidiu Cuncea, Mircea Constantinescu, Damian Victor Oancea, Gabriel Pătru, Adrian Păduranu, Alexandru Medel, Amalia Cioran, Orodelu Lanu, Silviu Ghiriș, Petru Hadărbe, Ion Costin Manoliu, Paul Simon, Esperando. Deci muzica aia aparține cu Paul Simon, Esperando. Invitat special în această seară este domnul Dan Puric. Inițial a fost invitat și domnul Constantin Codrescu, dar înțeleg cu motive de sănătate pentru a putea fi prezent. Vă invităm mai întâi la... mai întâi facem un exercițiu de răbdare, răbdare în sensul că vom audia piesa Lumina Lucrurilor Aprins, pentru că după aceea să îi ascultăm pe cei care, în primul rând, Dan Puric și cei care vor dori dintre acolo să ia cuvântul în această seară. Mai întâi îi dau cuvântul celui care este autorul scenariului, Ion Costin Manoliu. Profesor, dragi oaspeți, vă mulțumim că sunteți alături de noi într-un număr atât de mare în seara aceasta. Îi mulțumim Părintelui Gheorghe Horda, care de ani buni găzduiește aici, în aula Dumitru Stăniloae a Facultății de Teologie Ortodoxă, întâlniri duhovnicești, și iată găzduiește în această seară și audiția în avantpremieră a spectacolului document Lumina Rugului Aprins. În anul 2002 am scris prima oară un scenariu pentru Teatrul Național Radiofonic pentru un spectacol document dedicat atunci Părintelui Zosimu Angea, ctitorul Muzeului de Icoane de la Sibiu, din marginea Sibiului, și el un slujitor al altarului care a suferit 15 ani în lagările și în ghisăurile comuniste între 1948 și 1952. Iată că de atunci, ca să zic așa, cu cei care au început, trei dintre actorii care au jucat atunci în acest spectacol document și-au adus contribuția și la producția radiofonică pe care o vom asculta în această seară. Mihai Pica în rolul Părintelui Daniel Sandu Tudor, Mircea Constantinescu în rolul arhimandritului Vasile Vasilache, starețul Mănăstirea Antii, din perioada 1944-1948, și Orodel Olaru în rolul sociologului Aniștar. Între timp, numărul cărților despre mișcarea spiritual-culturală Rugul Aprins și despre personalitățile care se întâlneau la Antim a crescut foarte mult, încât am avut la dispoziție un material documentar foarte bogat, ceea ce am înlesnit și totodată am greunat scrierea unui astfel de scenarii. Dați-mi voie să vă pun în atenție doar câteva dintre aceste cărți. În primul rând, o carte a lui Alexandru Codin Mironescu, apărută la editura Anastasia în anii 90, care se intitulează Calea Inimii. Este o carte care
conține cuvântul pe care Alexandru Codin Ionescu l-a rostit la întâlnirile de la Râul Aprins, la rugămintea prietenului său, poetul Sandu Tudor. O altă carte esențială este cea despre cuviosul Ioan cel Străin, părintele rus Ivan Culăghin, apărută tot în anii 90 la lectura Anastasia, conține scrisorile pe care părintele Ioan cel Străin le-a trimis călugărilor și intelectualilor de la Râul Aprins în anii 1945-1946, înainte de a fi deportat în lagărul din Siberia. Taina Râului Aprins este o carte dedicată ierosimonahului Daniel Sandu Tudor și conține multe dintre poeziile duhovnicești ale acestuia și dintre cugetările pe care le-a lăsat. O altă carte apărută de curând, mai de curând, la editura Renașterea din Cluj, la scaunul unui biserici, cu câteva scrieri esențiale ale lui Alexandru Codin Ionescu. La editura Icon a apărut în urmă cu 2 ani, s-a inițiat o serie de cărți care are ca supratitlu Arhiva Râului Aprins, în care sunt publicate sau republicate scrierile personalităților de la Râul Aprins. Jurnalul din anii 67-68, după ce a ieșit din închisoarea lui Alexandru Codin Ionescu, cartea Arhimandritului Vasile de la Antin la Bocrov, în care dă foarte multe amănunte despre cum s-a renovat biserica mănăstirii Antin și întreaga mănăstire într-un timp record în anii 45-46, deci în timp ce regimul comunist se instaura, iată că Dumnezeu lucra și a reușit să aducă biserica mănăstirii Antin așa cum o știm noi astăzi. Un poem liturgic, aș putea să-i spun, o poezie religioasă minunată, scrisă de poetul Paul Sterian și el unul dintre stâlpii de duh ai Duhului de la Antin, Războiul nevăzut al Sfântului Paisie cel Mare. Ștefan Tudurașcu, jurist, a scăpat de închisoare pentru că, așa cum spune prietenul său, Alexandru Codin Ionescu, era deja smerit. Fusese profesor universitar la Facultatea de Drept din București și ajunsese să lucreze ca bobinator și apoi pe un șantier, fusese dat afară din învățământ. Și a dus crucea cu demnitate și în anii 50 a scris o carte minunată de comentarii la Evanghelia după Ioan. Iar apoi a lăsat în manuscris comentariile sale la poemele filocalice scrise de bunul său prieten Alexandru Codin Ionescu. Fratele arhimandritului Vasile Vasilache, părintele Haralambie Vasilache, o carte care se intitulează Altarul Spiritualității Românești, publicată prima oară în anii 40 ai veacului trecut. Părintele Haralambie Vasilache a sfârșit ca un martir în închisoarea de la Gherla în 1962. În aceeași lună, cu câteva zile după părintele Daniel Sandu Tudor, care a trecut la Domnul la Iu. Sunt și alte cărți, multe, așa spune, dedicate Râului Aprins, dar și multe care își așteaptă publicarea, mai ales cărțile scrise de ei, scrierile lor. Cele 4-5 caiete ale părintelui Daniel Sandu Tudor cu cugetări pe care nu le-am mai întâlnit în alte părți. Până la urmă, pe parcursul unui an, sau aproape 2 de lucruri și de documentare, s-au conturat 4 scenarii. Unul dedicat mișcării spirituale culturale Râul Aprins în timp perioada 1944-1948, un altul care l-ar ca personaj central pe profesorul de chimie, romancierul, poetul, publicistul Alexandru Codin Ionescu, unul dintre stâlpii de duh ai grupului de la Albin, și alte 2 scenarii sunt în lucru, inspirate de viața și de opera părintelui Daniel Sandu Tudor. Sandu Tudor s-a născut în 1896 la Ploiești, a participat ca tânăr ofițer la Primul Război Mondial, a fost un om care
încă din tinerețe a avut căutări spirituale. În 1929 a fost pentru mai mult de 3 luni la muntele Athos, unde a avut o trăire și o experiență duhovnicească care l-a marcat pentru toată viața. A fost apoi conducătorul, inițiatorul Cotidianului Credința și a revistei Floarea de Foc. Vedem că nici titlul acestor două publicații nu sunt întâmplătoare. Floarea de Foc face desigur trimitere tot la Râul Aprins. A avut, să zicem, o viață frământată de familie, 3 căsnicii eșuate. La un moment dat și-a cumpărat un avion, o avionetă de o persoană sau două, cu care, zburând la Băneasa, un zbor de agrement, a intrat într-un vârtej, avionul a căzut, sub privirile prietenului său, Alexandru Mironescu, care descrie în scrierile sale acest moment. Dar poetul Sandu Tudor n-a pățit nimic, n-a avut decât o zgrietură, și a spus atunci că, în timp ce credea, mai apucat să spună doar Doamne Iisuse Hristos, să-i iubește. A fost pe frontul de Est, în timpul celui de-al doilea război mondial, ca ofițer. În Ucraina a trăit un moment aparte din nou. Într-o noapte nu putea dormi și privea frământat la icoana Duhului Aprins a Maicii Domnului, de care nu se despărțea. La un moment dat, i-a venit ideea să-și mute patul în celălalt colț al camerei și la câteva minute după ce și-a mutat patul acolo și încerca să adoarmă, o mână cu o pușcă mitralieră pe geamul deschis a tras în direcția unde ar fi trebuit să doarmă. A scăpat și de aceasta fără să-l atingă niciun glonț. S-a întors după acest moment în toamna 1944 la București. În momentele când deja țara noastră era sub ocupația tancurilor sovietice și într-un moment de răscruce, așadar, pentru țara noastră și pentru neamul nostru, a avut acest gând și a dat seama că nu există soluție materialistă și nici formulă politică în stare să ne salveze, că mântuirea nu trebuie condiționată de împrejurările exterioare. I-a chemat alături de el pe prietenii lui, pe cunoscuții lui, pentru ca împreună să se întoarcă la biserică, la Dumnezeu. S-a închinoviat la mănăstirea Antim, unde a locuit în chiria din Cropodnișă. Acum s-a amenajat un mic muzeu în chiria sa, care poate fi vizitat la mănăstirea Antim. Și în acest fel, sub semnul Duhului Aprins al Maicii Domnului, au început întâlnirile de la Antim, care aveau loc duminica după amiază, după decene și joia seara, la care participau, desigur, alături de viețuitorii mănăstirii Antim, foarte mulți intelectuali, părintele profesor Apomeni, mai mulți dintre ei, din domenii diferite, și foarte mulți tineri, mai ales că studenți la teologie, dar și studenți la medicină, la arhitectură, la politehnică. O întâlnire decisivă pentru grupul de la Antim a fost cea cu părintele Ivan Kulăghin, preot celib rus, care în tinerețe fusese frate de mănăstire la vestita mănăstire Optina. A scăpat neomorât de bolșevici doar pentru că nu a apucat să depună voturile monahale. A fost apoi închis în lagările sovietice. În 1944 s-a refugiat în România împreună cu mitropolitul Nicolae de Rostov, fugind din calea conaționalilor săi, a trupelor sovietice, pentru că împreună cu mitropolitul avuseseră îndrăzneala ca sub ocupația germană să redeschide bisericile și să boteze pe cei nebotezați și să țină slujbele după rânduiala ortodoxă. L-au întâlnit la mănăstirea Cernica, părintele Daniel Sandu Tudor, Alexandru Codin Mironescu și părintele Benedict Iuș, la recomandarea unui părinte, pot spune cu aură de sfânt, el monahul Nicodim Bujor, trecut și la Domnul de curând. Părintele Ivan Kulăghin a venit de atunci, timp de 2 ani, des la mănăstirea Antim,
locuia când venea în chilia părintelui Sofian Gordiu, care fiind basarabean știa rusește. De altfel, în perioada aceea, la mănăstirea Antin, erau foarte mulți călugări refugiați din Basarabia. Părintele Ivan Grumile așa a dus culegerea filocalică intitulată Zbornicul, culegerea despre rugăciunea inimii, care a început să fie tradusă de către călugării care știau rusește și circula așa în fascicule din mână în mână. Am avut, să zic așa, ocazia, o singură dată am fost la schitul Techichior, la muzea de la Techichior și l-am întâlnit pe părintele Arsenie Papacioc și spunându-i și eu, ca să mă dau puțin mare, că uite, părinte, citesc Zbornicul. Și atunci părintele mi-a zis, da, zice, și pe vremea noastră la Antin, la un moment dat mi-a bătut un tânăr student la ușa chilie și a întrebat, părinte, aveți Zbornicul? Și părintele zice, da, l-am. Și s-a întors și dintr-un cuier i-a dat un metanier, un șirac de metanie și a zis, acesta e. Cel a rămas puțin surprins și a spus, apucă-te de treabă. Și pentru cele două scenarii l-am invitat pe prietenul Dan Buric, care îl joacă pe profesorul Alexandru Vadim Ironescu și care a regizat cele două spectacole. Ne bucurăm că în această seară sunt alături de noi și alți colegi din echipa care a lucrat, actorul Mircea Constantinescu, actorul Alexandru Nedelcu, colegele mele, Mirica Crimiceanu, regia de studio, Mirela Georgescu, regia tehnică și coordonatoarea de proiect, Magda Duțu. Cred că am vorbit destul. Vă invit să ascultați spectacolul document Lumina Rupea Aprins, având înainte o mare, mare rugăminte. Să închideți telefoanele mobile, dar nu doar să le închideți sonorul, să le închideți complet, pentru că există posibilitatea să intre microfonie cu boxele și o să înțelegeți pe parcurs de ce vă cer acest lucru, să le închideți complet. Cele două spectacole sub lumina Rupea Aprins sunt, iată, să zic așa, cu uneltele teatrului radiofonic, un dar, un verunde de muștar din tradiția, din moștenirea pe care ne-au lăsat-o acești înaintași, în acești dacă se roagă pentru noi. Vă doresc audiție plăcută. Adevărurilor sale.
fel de Dumnezeu ne-au ocupat țara. Crezi că vor pleca înainte de a ne sataniza? Sfântul Duhul ne-a ajutat pe toți la ieri, de seara. Suntem la o răscruce. S-a închis o epocă istorică. O inițiativă salvatoare se impune. Inițiativa e prielnică pentru o puternică mișcare spirituală de înviere a autenticității românești creatoare. La început, doar câțiva oameni conștiinți, hotărâți, doritori să se disciplineze pe sine, pentru a se face alții, mari slujiri. Această mișcare de renaștere nu poate fi de două formaturi și tradiții românești. Ortodoxie, sprijinită pe adevărată ei temelie, Iisus Hristos. Au fost peste 30 de mănăstiri în București. Acum mănăstirea Antima a rămas singură. De când Părintele Patriarh Nicodim m-a chemat să fiu stares aici din 14 martie 44, mă, tot frământ. Cum să reparăm cele două turle mari care se lemn și amenință în prăbușirea? Ploaia și vântul pătrund în biserică. Dar cu ce să repare? Abia reușim să oferim întreținerea celor 40 de cărucări studenți. De fapt, e nevoie de o renovare generală. Propun acela. Și cele două pasă de la Nicodim. Și facem apoi la toți prietenii. Părinte, nu ne lasă Sfântul Antim Divină. Daniel Sandu Tudor, Alexandru Codin Ionescu, Paul Sterian, Vasile Voiculescu, Gheorghe Dabija, Ion Marin Sadoveanu, Constantin Georgia. Te salut, Codin. Să treci, Paul. Te salut, dar mi-ai văzut. Înseamnă că am aflat de mușta mănăstirii antică. Părintele Stareț, Părintele Vasile Vasilache, i-a dat chiria din Popovița. Părintele Stareț, să facem un comitet care să coordoneze restaurarea mănăstirii. La cine te-ai gândit? La generalii Gheorghe Stratilescu, Traian Tetrat, Ioan Zone și Gheorghe Ionulescu. Da. Și la prietenul meu, profesorul universitar, Alexandru Mironescu. Și secretară, cât și casiere, potrivit Părintele Sofian Bochiu. Și președintea comitetului, Sfinția ta, Părinte Vasile. Mine, da! Sandu vrea să scrie oficial Asociația Rugurilor Apinsa Mancilului. Comitetul de conducere, informat din Sandu Tudor, Părintele Benedict Ghiuș, Paul Stelian și Părintele Stareț Vasile Vasilache. Cine crezi că a fost în timp acum o oră? Hai, continuă, fiere! Majestatea sa, regina Elena, și-a dorit din banii ei 200 de mii de lei. Ei nu au ce se întâmplă. Părinte Stareț, sunt oameni care vor să adâncească trăirea creștină. Sunt și alții atine care au și întrebările lor. E adevărat, frate. Să gândim o dată pe săptămână o conferință publică, pe care să o susțină ieromonachii, obștii noastre și alți preoți și oameni de cultură cu preocupări spirituale. Poate dormi frate Sfinții tale, Părintele Arabie și Părintele Benedict, Părintele Sofia și Sfinția ta,
și înalt preasfințitul Ficii Mătru. Când se ai acolo rândurile? Duminică în toamnă să vă cerui. În sala cea mare. Oricine se poate cere de lămurit, să pună întrebări. Scriitorii care vin la slujbele la timp și alți artiști ar putea să citească din ce au scris, să împărtășească intențiile lor. Joi seara pot găzdui la stărăție pe cei care vor să prezinte ceva din ce au scris, din ce au făcut, unui cel mai restrâns. Ai binecuvântarea mea, frate Sandu. Paul Constantinescu, Ion Barbu, Nicolae Popescu, Olga Greceanu, Mircea Vulcănescu, Alexandru Elian, Anton Dumitriu. Leonida, Doamne ajută, casa Andrei, Doamne ajută. Duminică, domnul Paul Serian ne citește din cartea sa Războiul nevăzut, viața de dumnezeirea Sfântului Părintele nostru Paisie cel Mare. Virginia coapsă, cea târgurească, rodește peste veac mai mult ființă decât împreunarea pământească. Duhovnicească e orice sămânță și trupul fără suflet, trup nu prinde, din moarte naște mai ființă. Și Duhul Sfânt pe toate le cuprinde și semnul părintesc e născătorul și viața din nimic el o aprinde. Când pentru noi Sfânt trupul tău se frânge, cu câte morți le scopăra o mare răbdare ta și rana coastei stânge. Cu vin ne împărtășim, dar și cu pâine, îi spune învățătorul cu dulceață, la lungă fapta binei să se adune. Neștitorul pe învățat în lață, și cel ce pentru mine în lume sare, adună într-o Tatăl mai mult viață. Cel ce păcat străin e în spinare și poartă către vârful tăvățânii, acela fericire smulge mare. Îi mulțumesc prietenului Paul Serian pentru acest răspuns ortodox la Divina Comedie a lui Dante. Am folosit viețile Sfinților și Patericul, dar și texte din Sfinții Părinți, Ioan Gurdeanu, Augustin, Clement Alexandrinu, așa am scris, Valean și Iasaf, Alexie, omul Dumnezeu, frumoasă Serafina, doctorii fără de agenți, cu încredințarea că limba și cultura românească se vor îmbogăți. Mircea Vulcănescu a fost arestat. Leonida, mergem sus la domnul Sandu Tudor. Da, azi să urcăm. Ei sunt colegii mei de arheologie, Roman Braga, Nicolae Bordașiu. Primul pas e rugăciune. Dacă rugăciunea e rostită des, toate celelalte sunt zuri. Rugăciunea și desfătimirea se întâmplă în același timp. Rugăciunea să fie începutul pentru orice lucrare. Să ne cunoaștem pe noi înșine, să cunoaștem pe Iisus Hristos în noi. Cu rugăciune vom călători cu Maica Domnului spre adâncul inimii noastre. Acolo se va întâlni mireasa, sufletul nostru,
cu mirele Mântuitorul Iisus Hristos. Spune și în Apostolul Pavel, voia lui Dumnezeu aceasta este sfințirea voastră, căci Dumnezeu nu a chemat la necurăție, ci pentru sfințenie. Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește pe mine păcătosul. Părinte Sofia, m-am gândit la înainte de pentru conferințele de duminică. Păcatul original, Iisus, Logosul judat, rugăciunea inimii, istihasmul, scena și altarul, exegeta smochiului blestemat, medalioane ale unor mari istihași. Paul, dragul meu, ne-a gândit să stimulăm altele bisericești într-un concurs de pictură și muzică, icoane și muzică bisericească, să și eu le ia ajutor. Să fie un concurs superior, dar... Poți conta pe mine, frate Sam. Mac Constantinescu, Barbu Slătinean, Octav Onicescu, Tudor Dian, Ide Ștefănescu, Ioan Gheorghe Savin, Dumitru Stăniloae. Doamna Olga Greceanu. Negreșit, noi ortodoxi credem că trupurile tuturor oamenilor vor răbia și se vor schimba pe cum trupul Iisus la sfârșitul lumii. De ce Dumnezeu a înviat și a preamărit pe Maica Domnului în dată după moartea ei? Spune, Părinte Benedict. O taină de negrită răsplătie are loc în ziua adormirii Maicii Domnului între Hristos și Sfânta lui Maică. Ea a fost chemată să dea trup de om lui Dumnezeu. Ea l-a ajutat să se facă om și să poată muri și învia din marea lui dragoste pentru transformarea noastră a lumii întregi. După adormire, Hristos face Maicii sale cel mai mare dar de mântuire pe care l-a cucerit El pentru oameni. Învierea din morți și mutarea trupului în viața Maicii Domnului la cer ascund o taină. Pătrunderea Maicii Domnului cu toată ființa ei, în toată plinătatea Harului îndumnezeirii. Maica Domnului a devenit femeia îmbrăcată în soarele Dumnezeirii. Semnul din cer despre care vorbește Apocalipsa. Maica Domnului a devenit rugul aprins al Noului Testament. Rug care arde în flăcăra de har a Fiului Dumnezeu și nu se mistuiește niciodată. Cu Maica Domnului s-a împlinit ceea ce se va împlini cu toți dreții după judecata de apoi. Dumnezeu va fi totul în toți. Ea vede cu ochii lui Dumnezeu, ea iubește cu inima lui Dumnezeu, ea ajută cu puterea lui Dumnezeu ca să ajungem și noi la îndumnezeire împreună cu ea. Îndumnezeirea omului, iată, marea cucerire pe care prin Iisus Hristos omenirea o datorează Maicii sale. Pixi Medrea,
Benedict Iuși, Sofian Boghiu, Haralambie Vasilache, Veniamin Gavrilovici, Damian Stogu, Vasile Vasilache. Roman, știi cine a câștigat concursul de pictură? Nu. Părintele Sofian. Cine mai era a fost în jurate? Graficianul Marcon Stantinescu, profesorul Alexandru Codin Ionescu, istoricul de artă Ide Ștefănescu și Codiu Sanduturu. Și pe locul 2? Pictorul Ieremia Profeta. Cine topește duminica viitoare? Părintele Haralambie. A pregătit o comentare cu tema Dacă există suflet. Iar joi doctorul Vasile Dăugulescu ne citește din poezia sa duhovnicească. Concertul minunat de la Atene. Lucrarea prietenului nostru, Paul Constantinescu, Patimile și învierea Domnului. Acest oratoriu bizantin de Paști e unic în muzica noastră. Cu soliști și cor condus de maestrul Nicolae Lungu, cu orchestra filarmonicii sub bagheta lui George Enescu. Noi avem bucuria că prin bunăvoința domnului Paul Sterian și a fratelui Sandu Tudor am premiat pe acest mare compozitor. Premiul veșniciei să-l primească în ceruri de la Dumnezeu Fiul, mai ales că lucrează acum la oratoriu la nașterea Domnului.
lucruri esențiale ale vieții, la momentul nu am implicație, deși sunt un om de studiu. Cărțile au documentat, au limpezit. Nu există archiv de a învăța ceva cu adevărat decât prin oameni. De aici valoarea maestrului și a învățăcelului, a duhovnicului și a ucenicului. Și încă ceva. E nevoie de încredere. Însă e cu neputință să descoperi ceva dacă nu ai urât de văzut și urât de auzit. Și curajul să te dăruiești în experiență. Nu poți să te stând pe mari și habitizând asupra înăuntrului. Viața e o continuă aventură. Aventură duhovnicească, pentru că nicăieri nu lipsesc semnificațiile spirituale. E adevărat, sunt domenii gingași ale vieții, în care orice alegere este înspăimântătoare. Totuși, viața la nivel biologic și spiritual este mereu o alegere. Viața este o rătire de duh. Sala de pe extanzul prorat. E vederea cea octavă îndrăznită către fața nevăzută de safir. Este vin de sânge prea curat din tare grabă ceresc hotir. Și îmbătarea trează vărbuită cu mălțimi de albe plăci. Viața este adăută în bucurie ca extazul din Moisi, cel de la Uc, ca răpirea din Horeba lui Ilie, viețuit cu pâine pe Herod. Poartă spinii vierii aurite de pe fruntea mielului strălucitor și în visul cel trei colibe neclătite încă cât a lor. La mijloc e și o problemă de intuiție. Secretul este să prinzi semnul pe care se face omul sau împrejurarea. Francezul spune, nu fiți prea inteligenți, dar e foarte greu să fii atât de inteligent încât să-ți dai seama cât poți să fii de prost. Să fii destul de ager și destul de sărac cu Duhul, încât să ghicești cine are să-ți comunice ceva care îți poate deschide o perspectivă, care îți poate lămuri o nenumerire sau îți poate rezolva o problemă. Adevărul este unul singur și se întrupează din evantariul posibilităților. Adevărat a fost ceea ce s-a produs, ceea ce a devenit în fapt. Acela care nu are antena necesară pentru a descoperi persoana prin care se comunică un adevăr, nu va fi niciodată în stare să o afle. Ceea ce este viu se transmite în chip viu. În asemenea măsură, adevărul are legătură cu omul, încât la un moment dat, adevărul s-a făcut om. Doamne, Iisuse Hristos, Dumnezeule Fiul, miluiește pe mine păcătos. Într-o bună zi, prietenul meu, poetul Sandu Tudor, Iisuse Hristos, mi-a spus ceva. Dumnezeule Fiul. Și mi-am chirpuit retras într-o chirie cu niște mătări în mână. Așa am auzit prima oară de rugăciunea inimii, care avea să se așeze în centrul posibilităților mele. Dumnezeu meu, miluiește-mă. Dă-mi
poate doar aflare și pentru sufletul meu. Cadirit adunc despigarea celui de-a dreapta tâlhar. Ființa mea să te soarbă în lacrimi arzătoare de har. Și inima mea să te aibă în amiaza de dăruire, înăpăditoare strălucire, dulcele de peste fir. În 1943 s-a ridicat prilejul unei retragere a cenuții, invitat de mitropolitul Tit al Covinii. În prima săptămână, apostolii a dormit din Maicii Domnului. 7 zile de priveghere în minunata cetate duhovnicească a Arhiepiscopiei Cenăților. În vara lui 1943, începuseră bombardamentele americane în zona petroliferă a Vâii Prahovei. Marie Stahl mergea și el la Cernăuți. Pe mine fiul său, Paul Stahl, m-a luat cu el. Era mine, vânt ultim de clase de liceu. Am fost căzuiți la Palatul Mitropolitan. În fiecare zi, după Sfânta Liturghie, cei mai importanți participanți expuneau o problemă, discutat apoi de către toată lumea. Printre invitați se numărau părintele Benedict Ghiuș, Constantin Noica, Paul Stenian, Mac Constantinescu, Alexandru Erian, Viorețu Luțiu, Petru Manoliu, Anton Dumitriu, Alexandru Ionescu și, desigur, Sandu Tudor, viitorul ieroschi monah Daniel de la Raro. După liturghia de frumoasă și ospitalitatea cu care Lampea Sfinția Voastră ne-a primit, țin să mulțumesc pentru bucuria de a fi aici. Părintele Nae Popescu e bolnav și n-a putut veni, așa că rostesc eu un cuvânt de deschidere. Întâlnirea aceasta e încercarea ca intelectualii să intre în trăirea sovornicească, într-un contact viu unii cu alții. Problema nu e să spunem lucruri interesante, cât să ne mărturisim. Cu un alt preasfințitul Tit ne-am uitat ce hram are fiecare zi, între 1 și 7 august, între sărbătoarea ieșirii Sfintei Cruci și schimbarea la față, care în anul creștin ne dă o ritmică spirituală. Ordinea omului rămâne nebunie când nu ține seama de ordinea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu ne lasă la ordinea minții noastre, ajungem la dezastru. Viața de toate zilele ne fură cu ordinea ei. Ca să miluim în sensul spiritual al cuvântului, să ne întoarcem la biserică. Suntem din lume, dar nu suntem ai lui. Orice om care vrea să se realizeze după icoana lui Hristos simte groaza acestei lumi, care vrea să-l fure și de cele mai multe ori îl fură. Eu am prieteni care au o viață dublă. Viața de toate zile și viața lor în biserică. Nu trăiesc viața lor ca însăși viața bisericii. Atunci când rezumezi realității de duh al bisericii, când se adună doi sau trei în numele acestei realități, care te depășește, atunci ea lucrează noi. Să îndrăzniți, să aflăm ce gândim. Toate discuțiile care vor urma, cu cât mai subiective, cu atât mai bine. Să ne integrăm în toată realitatea adevărată, care e felul de a gândi al tuturor Sfinților Bisericii, ca să nu spună al Mântuitorului. Să ajungem la ceea ce spunea un călugăr de la muntele Patmos. Viața să fie
și după ieșirea din sală, în grădină. Vezi tu, Paul, în viață toate contează. Și locul în care te naști, și țara în care crești, și ce părinți ai, și ce credință ai, dar mai ales ce faci tu cu viața ta. Individualismul, omul de capul lui, tendințele anarhice, devin un nonsens oriunde se naște o viață spirituală autentică. Ca sociolog, Henri Stahl a bătut țara în loc și în lat. În 1949 a fost scos din universitate odată cu Dimitrie Gusti. Sociologia a fost interzisă. La Cernăuți, pe 6 august 1943, în ziua marelui praznic al schimbării la față, a vorbit despre spiritualitatea românească. În anul prea sfințit în titr, spunea că poporul românesc se deosebește de popoarele vecine, în felul lui de a fi, și pentru că a avut parte de câteva feacuri mai mult de creștinism. Așa este. Țările române, vechile noastre descărecate, n-au cuprins la oaltă un trei neamul românesc. Neamul a trăit în afară de formele sale de stat. Dar ce a existat atunci la noi aici? A existat o viață de obște. Un trei neamul în unui grup de oameni atât de puternic împicat, încât însuși pământul pe care se formează un trup de mușie. Juridic, există obiceiul pământului și obștea are o viață religioasă corespunzătoare, viața creștină ortodoxă, care e o viață de obște. Învățătura se face în Occident, la romano-catolici, prin catehizarea ta, de către părintele tău spiritual, la protestanți, prin citirea cărților sfinte, la noi, prin contagiune directă de la sfinții cu care trăiești în aceeași oște. În tinerețe, orgoliul m-a împiedicat să primesc sfaturile unui duhovnic. Meseria mea de sociolog m-a dus prin sate. Am trăit în obștea satelor și am întâlnit oameni. De pildă, pe părintele Nicolae din Brancea. El m-a luat ca țărcovnic la slujbele pe care le făcea. Am mers la toate mănăstirile de acolo, mă punea să vorbesc cu biserica, un om care a reușit să-mi răstoarne, nu pe care te convinge, ci pentru că trebuia să-l ajut pe el. Era în Transnistria acum 2 ani și l-am visat pe părintele Nicolae, plecând. Murise. Cu o zi înainte, singura dată când am avut acest fel de vestire, un om care ținuse la mine. Înveți de la oamenii care sunt în Duhul acesta, dar înveți mai mult de la obște. Ei îți atribuie imediat un rost. Participi la toate sărbătorile satului, la botez, la nunți, la mormântări, la toate faptele de trăire, de la bucurie până la durere. Trece ceva de la ei
spre tine. Astăzi, obștea creștină a satelor noastre nu mai e cu totul pe care cea bună. Crizele de la oraș le cunosc și ei. Pentru toți se pune problema unei vieți în Duhul creștin. Dar ce mulți, fiecare întâlnit sentimentul seriozității vieții, fără să fie eliminat acel umor duhovnicesc pe care l-au păstrat Sfinții Părinți, cu care ne întâlnim patric, minunată carte de dreaptă socoteală și de profundă experiență spirituală. Ivan Cudurin, Nicodim Bujor, Calinic Cărăvan, Paulin Lecan, Gheorghe Roșca, Arsenie Papacioc, Mihail Avramescu. Într-o bună zi m-am întâlnit cu o carte, Spovedania unui pelerin rus. Am fost zguduit. Un săran rus, izbit de îndemnul Sfântului Apostol Pavel, rugați-mă încetat, a plecat în lume să afle ce înseamnă acest lucru. Rugați-mă, încetat. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Spovedania pelerinului rus n-a reușit să mă îndună pocare. Trei era angajat acolo o viață întreagă, o întâlnire, o stăvință. Era ca și cum cineva mi-a fi propus să urc Himalaya. În 1945, într-o duminică, am plecat la Cernica, la mănăstire, cu părinții de Benedict Iuși și Sfântul Tudor. Am fost la slujbă, am mâncat. Însoțitorul nostru, un tânăr călugăr, părintele Nicodim Bujor, care parcă ne cunoștea de la întâlnirea lumii, ne-a spus: haideți să-l vedeți și pe părintele lor. Are cam 60 de ani. E un preot cernic rus, din Sfânta Mitropolitului Nicolae de Rostov. Au venit odată cu trupele românești în retragere. Părintele Ivan Cudurin s-a format la vestita mănăstirii Optima, când a trecut cândva la Dostoievski. În cheia părintele Ivan, întâi m-a izbit iconostas, ordinea pe care o era de ea. Apoi nu. Un tânăr cam de 33 de ani, blond, cu ochii albaștri, luminoși, purtând o mustață vagină, stând în picioare și cam după ușa. Ținea mâinile pe piept. Acest frate de Leontin nu e deloc exclus să fi fost între noi fericitul Leontin. Părintele Ivan semăna cu toți călugării, dar călugării ceilalți nu-i semănau. Vijuia voi Božio nad rabami svojimi. Promnia lui Dumnezeu m-a condus de Dumnezeu păzita Românie. După cum buetele trage în sine
zeală, așa și inimile noastre, nevăzut, primesc harul. Părintele Ivan, cu un gest care era o viguroasă binecuvântare, ne-a vorbit numai despre ce doresc sufletul nostru. Doamne, Iisuse Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește pe mine păcătos. Leonții era păcătuși, dar de ce se miră Duhul suflă de me? Leontie, în mare desmerinie, nu mai vede decât gândurile Părintele Ivan. Doamne, Iisuse Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește pe mine păcătos. Ce poate fi mai firesc omului decât o rugăciune? Paradoxal, lucrurile simple sunt cele mai greu de realizat. Părintele Ioan mi-a arătat așa cum arată Părintele Fiului Său. Iată, aceasta este calea care duce în prea inima ta. Nu știm pe de rost simfoniile lui Beethoven înveți să cânti la vioară, ci practicând cel mai banal solfegiu și gama celor 7 note muzicale. Părintele Ioan mi-a arătat cum se ține bacușul. Nici nu putea face mai mult, dar era cheia și începutul adevăratelor înțelege. Doamne, Iisuse Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește pe mine păcătos. Orice om cu o experiență mai complexă are o problemă foarte personală legată de viața lui. Personal, dar comună cu asemenilor săi. Problema regăsit de sine. Cu alte cuvinte, rugăciunea inimii. Pentru viața mea acum, păcărindu-i Dumnezeu această rugăciune scurtă. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește pe mine păcătosul, sau mai scurt, Iisuse, miluiește-mă. Această rugăciune se poate rosti oricât de des, oricât am fi de ocupați. Indicația e simplă. Care însă e anevoioasă? Ca orice lucrare creatoare prin care să intri în posesia ceea ce ești tu însuți cu adevărat. Să pătrunzi în sine ta. Acolo, unde te întâlnești cu icoana profundă a omului pe care a întrupat-o de plin, Hristos. Virgil Stambovici, Ștefan Dobirașcu, Nicolae Nicolau, Traian Bare, Nicolae Vârnă, Mihail Necuce, Valentin Poenar. Părinte Ioan cel Străin ne-a dat ca hrană zborii, culegerea fiocarilor despre rugăciunea lui Iisus, alcătuită de cărugării de la Mănăstirea Galaam. Orice creștin să se unească cu Dumnezeu Ziditorul, tocmai de aceea a și fost creat, ca pururi să petreacă în Dumnezeu. Să se unească cu întreaga lui ființă cu Mântuitorul Hristos, cel mai bun mijloc, după împărtășirea cu trupul și sângele Lui, este rugăciunea lui Iisus făcută cu mintea în inimă. Oriunde s-ar afla omul se poate ruga lui Dumnezeu în taină, în mijlocul oamenilor, chiar stând de vorba cu ei.
Împărăția lui Dumnezeu este înăuntru vostru. Apostol Pavel spune, neîncetat rugați-vă. O rugăciune făcută des se schimbă într-o rugăciune neîncetată. Dă-mi, Iisuse Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește pe mine păcătosul. Viața duhovnicească, cere disciplină, o rânduială, pentru că e posibil un joc al închipuirii plin de primești, neapărat o atenție mărită, o trezvie, căci primejdea și rădurile mare. Fiți treji și vă rugați. Într-o seamă de întâlniri, Părintele Ioan cel Străin ne-a spus lucruri esențiale. În toamna lui 1946 ne-a trimis o scrisoare testament. Slavă și mulțumire Domnului, care în această clipă chiar ne vădește purăvăria sa. Din vremea tinereții mele, dulcea energie a proniei mi-a dăruit binecuvântarea purtătoare de har a moștenirii. M-a dăruit cu un părinte duhovnicesc în care lucra harul. Domnul m-a dăruit cu tradiția harismatică a moștenirii duhovnicești și cu harul de a călăuzi sufletele oamenilor spre mântuire. M-am smerit într-o plinătate a acestor daruri pe care lumea și mintea omenească nu le pot pătrunde. Și eu, darul cel adevărat al croniei, l-am împărtășit multora dintre cei ce cu sinceritate l-au căutat. Domnul s-a împărtășit pe sine a celor călători pe care i-a adus până la el pentru putuirea setei sufletelor lor. Părintele Ioan cel Străin a adus hirotesirea pentru rugăciunea inimii, binecuvântarea prin punerea mâinilor pe capul fratelui pentru rugăciunea inimii din partea unui cunoscător al ei. Binecuvântarea e o sfântă moștenire. Moștenirea e taina numelui sfânt. Binecuvântarea e învrednicirea de lucrare harică a Hristosului pe noi. Iisus e însăși întruparea numelui cel sfânt al lui Dumnezeu. E însăși binecuvântarea lui Dumnezeu întrupat. Cel ce are numele în inima sa poate să binecuvânteze. O străveche tradiție propune drept icoana întrupării a coborârii Logosului în trupul Fecioarei, viziunea de Muntele Oren, rugul aprins. O astfel de icoană adusă de la Muntele Athos avea Părintele Daniel, Sfântul Tudor, în chilia sa. Inspirație pentru minunatul in acatist la rugul aprins al Născătorului de Dumnezeu, pe care l-a alcătuit. Rugul aprins. Corp vegetal în pustie, foc vizibil care nu mistuie, distinția între esența divină și energie necreate, pe care ne oferă predania isihastă rămurită de Sfântul Grigorie Palama. Doamne, Iisuse Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește pe noi și lumea ta. Într-o zi, Părintele acestui a fost răpit de uși și a fost dus pe drumul
ciudatelor privegii acestor felul de apocalipsă. Leonidie fusese arestat și deportat în Siberia Mare. După 1946, nimeni nu se mai întreba de ce au loc arestări, ci dacă cineva a fost deja arestat. L-au săltat pe Roman Braga. Am auzit că ar fi ajuns la închisoare. Din Pitești. În 1948, Sandu Tudor a fost călugărit la mănăstirea Antin cu numele Agaton. În 1950, i-a arestat pentru prima oară sub obinuirea de atitudine ostilă regimului. Doamne, Iisuse Hristos, Dumnezeul Fiu, miluiește-l din păcatul său. Eliberat după 2 ani de detenție grea, a primit la Sicăstria Neamțului chipul de schimonah sub numele de Daniel. În 1953 s-a stabilit la Schitul Rară, de unde cobosea din când în când în București. Când cobora din munți și împărtășea cele întrevăzute sub chipul poemului sau al unui foarte original tip de meditație, venea spre noi neașteptatul. Odată cu această venire, realitatea se lumina. Pe cărarea mântuirii se poate isca la un moment dat o reacție contrară. E clipa încercării, dar și la veritarie tăcetuirii. În 1958 și 1959 au fost arestați și intervințați stâlpii de două ai grupului de la Antin și alții, între care și 5 tineri chemați la trezirea conștiințelor și cunoașterea predaniei ischiaste. Șerban Mironescu, George Văsâi, Emanuel Mihăilescu, Nicolae Răgulescu, Dan Grigore Pistol, Mihai Răgulescu. Uneltire contra ordinii sociale. Grupul de la Antin își merita învinuirea. Cei ce l-alcătuiau erau oameni fundamental liberi. Înspăimântător de slavă, cufundat în rugăciuni, părintele Haralambie Vasilache așteaptă moartea. Mă copleșește convingerea că suferințele au sens, că viața nu se poate să nu aibă sens. La 23 noiembrie 1962 a plecat la Domnul. Părintele Daniel de la Rău, Sandu Tudor, prietenul meu, a murit la închisoarea de Naiut pe 17 noiembrie 1962. A plecat la Domnul, cum se cuvenea, ca un ucenic. Lui Iisus.
Râul ardea și nu se mistuia. Eu sunt cel ce sunt. Deci unul dintre discursurile Sfântului Grigore Palama
se referă la intrarea Maicii Domnului la vârsta de 3 ani, de la vârsta de 3 ani până la 14 ani în Sfânta Sfintelor, unde spune Sfântul Grigore Palama, prin rugăciune, coborând în sine, a avut această vedere a luminii dumnezeiești necreate, pe care a văzut Adam în Rai și de aceea Danița Dutătorul numește lumina raică, pe care a văzut-o Moise atunci când a văzut spatele lui Dumnezeu, pe care a gustat-o profetul Ilie Tesmiteanu atunci când vrânsă spatele lui Dumnezeu l-a simțit și l-a gustat în adiere de Vântușoară și pe care o vor vedea ucenicii, cei trei ucenici pe muntele Taborului. Este una dintre capodoperile și ceea ce este minunat este faptul că această teologie a Maicii Domnului Sirasa a fost reînviată de Sfântul Paisie Velicicovski. La Paisie Velicicovski, Danița Dutătorul a descoperit această teologie a Maicii Domnului Sirasa. Și apoi a alcătuit acest timp minunat și anume bucură-te cu refrenul, bucură-te mireasă, uzitoare de nesfârșită veciune. Bucură-te cea prin care inima Domnului bate împreună cu inima omului. Ne mulțumim celor care în această seară ne-au prilejuit această clipă duhovnicească. A fost un moment duhovnicesc. Și ceea ce m-a impresionat este că mesajul este mesajul acesta al liturghiei inimii, liturghia rântică, așa cum ne-a Părintele Stăniloae, unul dintre cei care a participat la rugul aprins. Mă bucur că și o parte dintre studenții teologi participă la această seară și ne-am dorit, într-un proces mult mai mare, să participe la aceste seri, pentru că, iată, mirenii în biserică ne dau nouă exemplu de liturghie, liturghie lăuntrică. Ceea ce am trăit în această seară este o liturghie lăuntrică, într-o vocație preceduită în taina Sfântului Mir, atunci când la Andrei ni se dă cu pecetea Darului Duhului Sfânt, Sfântul Mir, și arată că așa cum trupul nostru biologic are nevoie de oxigen, la fel inima noastră are nevoie de Dumnezeu. Are nevoie de cel mai sfânt nume, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, și inspirăm și apoi inspirăm, miliește-mă pe mine păcătosul și vă bucur, ați văzut și bătăile inimii, pentru că respirația și bătăile inimii sunt într-o anumie. În continuare, îi rugăm pe cei care ne-au oferit această seară să ne mai spună cuvinte de Duh. Aceasta este prima ediție integrală a acatistelor scrise de Părintele David de la Rău, Sandu Tudor. Poate încă o găsiți la Librăria Sofia. De mulți ani, colaboratorul nostru, m-am zis și la început de 17 ani, actorul Mircea Constantinescu, care l-a interpretat pe arhimandritul Vasile Vasilache, stare în mănăstirea Antii, a cunoscut și el înaintea mea pe acești mari rugători din închisori. Vă rog să spun un bucur. Mulțumesc! Stimată audiență, sunt foarte onorat că particip la astfel de înregistrări, pentru că personal am o nedumerire de ce noi românii nu avem o memorie mai bună, mai puternică, mai accentuată. Și vreau să leg altfel. Un estetician de sorginte în tinerețe marxistă, care a plecat în Statele Unite în anii negri ai comunismului, s-a întors după 89 și reproșa societății românești faptul că ne-am reîntors într-un fel de acolo de unde am pornit, adică din perioada interbelică,
atunci în România, prin generația de la 1927 și mulți alți intelectuali și prelați, încerca să se autodefinească ca o națiune puternică, ca un neam adevărat. Dumnezeu a avut altfel și iată că s-a continuat în spiritul acesta al neamului opera de răscumpărare noastră în fața Domnului. De ce sunt importante aceste înregistrări și mulțumesc radioului Costin, lui Dan, aici de față, am participat la multe, pentru că slujesc această memorie de care avem nevoie cu toții. La Mănăstirea Petru Vodă știm cu toții că există o raclă cu moaște ale Sfinților Anonimi de la Iud, care izvorăsc mir. A fost cea mai puternică imagine pe care am avut-o acum câțiva ani când am trecut pe acolo. Și mi-am adus aminte de vorbele unui poet ucis la Jilava, elev, student al lui Martin Heidegger. Iată ce făcea cea ocultă bolșevică, ucidea România, care strugeau neamul în închisori. Constantin Oprișan. Deci mereu înainte, prin asotomei calce, căci drumurile în spirit nu suferă întoarcere. Ce ne reproșa acel estetician, iată că prin aceste înregistrări, drumurile noastre în spirit continuă. Vă mulțumesc și vă urez un post binefăcător. Care a realizat mixajele, efectele sonore și a semnat regia muzicală. În timp ce lucram cu Dan, a avut la un moment dat o remarcă care ne dădeam și noi seama cât de multe lucruri pot fi spuse într-o oră și că se poate întâmpla ca unele dintre cele pe care le-am auzit să nu le fi spus nimeni niciodată. M-a dat în zilele trecute o remarcă extraordinară, spunând vezi cum lucrează Dumnezeu în timp ce ateii bolșevici veneau cu tancurile peste țara noastră, Dumnezeu ne trimitea din Rusia pravoslavnică pe Părintele Ioan cel Străin ca să închide cumva un cerc. Monahismul rus a fost revitalizat prin ucenicii Sfântului Paisie de la Neamț, Sfântul Paisie de Lișcovski. Și iată că acum un urmaș al lor se întorcea în România și lua legătura cu grupul de la Andin. L-am invitat pe Dan Puric să lucrăm împreună, nu numai pentru zestrarea asta artistică, ci și pentru vocația sa de mărturisitor creștin. Rog să spună și eu. Mulțumesc. Nu știu, poate de mic copil, dacă mi-a ieșit ceva foarte bine, foarte bun, nu mi-l asumam, ziceam că datorită lui Dumnezeu. Așa că dacă ai ieșit și ai lucrul acesta s-a așezat în sufletul dumneavoastră, este darul lui Dumnezeu. Gândiți-vă că apropierea aceasta nefirească, când ei erau arestați, mă uitam astăzi la documente, eu mă nășteam. În 1959, când eu mă nășteam, s-a dat decretul 410 de
închiderea a enorm de multe mănăstiri. Și cum s-a făcut că după 60 de ani eu să mă apuc să fac ceva, cum să spun, la o distanță de vibrație sufletească atât de mare. Ce ciudat! Vedeți dumneavoastră, reacția dumneavoastră de astăzi, sincer, curată, este o fisură în sistem. Știți cum a zis Sfântul Paisel Ioritu? Acolo unde ar diavolul, însămânțează Dumnezeu. Sistemul care ne înconjoară e mai periculos decât ăla cu tancurile. Și dumneavoastră vă încăpățânați să faceți legătura, iantul. Vă încăpățânați ca rugul să rămână aprins. Lucrul acesta e tot rezultatul lui Dumnezeu. În fond, ce au făcut aceste minuni sufletești? S-au strâns. Nu ca să reziste politic, ci ca să dăinuiască. Îmi aduc aminte de un lucru scris în jurnal de Monica Luginescu, când Constantin Noica, săracul, a fost la Paris. I-au dat voie securiștii de aici să se ducă. Realizați întâlnirea. El, care a făcut pușcărie, se întâlnea cu colegii de generație. Știți că arestările la vremea respectivă erau așa, Alexandru Todorescu și alții, Constantin Noica și alții. Constantin Noica și alții, după ceea ce din pușcărie, ajung la Paris. Ce s-a întâlnit cu Virgil Iadu, cu Eginescu, cu Emil Cioran, cu Virgil Luca, cu Monica Luminescu. Și toți i-au reproșat că nu face o rezistență politică. Toți, colegii de generație, oameni inteligenți, extraordinari, dar nu făcuseră niciodată pușcărie. El care făcuse pușcărie, trecuse prin iad, i-a trecut, a trecut și rețin ce a zis. Voi vorbiți câte 5 minute și lăsați-mă pe mine să vă spun la sfârșit despre ce este vorba. Și pentru cele care le-a spus, a zis, nu de rezistență politică, cum să-l facă să arată rezistență politică când aici și aceea ce n-a. Nu cu nimeni de inuire. Sandu Tudor, conștiința aceasta extraordinară, Alexandru Dumnezeu și toți ceilalți, nu mai binită, unul și unul, s-au strâns firesc ca poporul acesta să nu pierde. S-a făcut un nucleu, când totul era absolut distrus, călcat în picioare. Ei n-au vrut să facă o mișcare politică. În drum săptămâna mă gândeam cât de similară este situația astăzi. Orice încearcă ca să se facă ceva politic este pierdut. Banii sunt la ei, informațiile sunt la ei, tancurile sunt acolo, electronica este acolo. Sufletul ei al ei. Să nu uitați. Sufletul avaliției lui Dumnezeu. Ultima lucrare care se face acum și eu vorbesc de contemporanitatea lui Dumnezeu. Să nu cumva să faceți avara să-l pasați în 1948-1979. Nu știu de ce în clipul aceasta vine în memorie, în suflet, ceea ce spunea Valeriu Dafencu în închisoare, în 1952, înainte să moară, un om bolnav de tuberculoză, cu cătușe de vită puse așa, și el a zis, în prima victoria comunismului, comunismul să dispară. Ceea ce va veni va fi însă mult mai groaznic. Pregătiți-vă să puneți cărămidă de nou creștină. Noi suntem verici de gradul 2, de gradul 3, suntem foarte responsabili, nu de mesaj, starea aceasta sufletească să o ducem de mare. Cum putem? Vremurile de astea sunt vremuri de mare prigoană. Sfântul Ignatie Brancenel zicea că în vremurile din urmă cel rău o să facă păcate mici, insezizabile, ca să ne obișnuim cu ele. Avantajul lor că păcatul era mare și atunci îl vedeau. Când mi-a dat Constantin textul,
L-am luat cu mine prin turneu, cum am venit în țară, pe Bădăzea oameni, nu conferință, să mărturisim. Ați văzut ce accent puneam, să nu zice lucruri interesante, să mărturisiți. Alexandru Mironescu spunea că mărturisirea face parte din actul de însănătoșire. Prin mărturisire te însănătoșești. Între eu și Solzhenitsyn este o diferență fantastică. Solzhenitsyn este o mare conștiință, un om care a pătimit, dar care a zis, nu te pot face bine pe tine cu sănătatea mea. Alexandru Mironescu spune, te faci bine mărturisind. Știți, creștinismul iubește fără să aștepte replica. El iubește. Am spus că mi-a dat textul acesta. Nu eram departe de fenomen. Mă citisem, așa, peste minte, cum citesc în viața aceasta și sunt izbit de ceea ce citesc. Eu n-am știut până acum 20 de ani ce țară martirică a fost România. Și cu mărturisile mele din țară, din când în când venea câte un om și îmi spunea, domnul Dan, am o carte să vă dau. Zicea, Paralave Vasilei. Zic, nu cunosc. Citiți, că e interesant. Paralave Vasilei, că nu este interesant. Este cutremurător. Am mai mers, eram pe la Pitești, le vorbeam la Pudigarzi. Ce înseamnă să fii paznic? De la paznicul de butic, până la paznicul ființe naționale și până la paznicul sufletesc. Care mi l-a dat Iisus. Știți, Immanuel Kant consideră conștiința tribunalul suprem care ne judecă. Știți care e diferența între Immanuel Kant și Părintele Glopa, care avea patru case primare? Părintele Glopa nu consideră tribunalul suprem. Zice că este pârâșul care ne spune lui Dumnezeu. Aici este marea spiritualitate românescă. Nu făcuse conștiința asta noastră, vai de capul ei. Ava! Conștiința seamănă cu îngerii? Nu! De ce Ava? Pentru că îngerii nu dorm niciodată. Atunci Cleopa știa că Dumnezeu este suprem. Conștiința este doar curâșul, ăla care curăște. Concentratul acesta de credință în instanță. Erau unul și unul. Poate problema de astăzi este că intelectualii noștri trădează în masă. Ați văzut la referendum ce pirete, ce slalom frumos au făcut. Istorici la fel. Ca să mai vorbesc ce lucru minunat a făcut toată echipa în frunte cu doamna Mazăruță și cu Costin Mabriu și cu colegii mei să pună în radio, nu un mesaj, o dimensiune. Eu vin din teatru. Vin părăsindu-l încet și ne întorcându-mă cu spatele la el. Pe zi ce trece, se infestează. Piesele acestea nu sunt piese, sunt mărturisiri creștine. Cred că în situația cumplită în care noi ne aflăm astăzi, a unui popor care trebuie decimat din interior, ei mai aveau două redute, biserica și familia. Astăzi sunt atacate centrale. V-am spus lucrurile acestea pentru a avea conștiința trează. Că cu toții suntem datori să ținem rugul aprins. Există ceva atât de cutremurător în Sfântul Ioan Evanghelist. Și nu fac teologie la mine astăzi, ce vă spun. Cum s-a prăbușit în sinea mea lucrul acesta. Când în Apocalipsă, el nu stă de vorbă cu lui, el stă de vorbă cu Îngerul Bisericii. Și zice, Îngerul Bisericii din Smirna, Îngerul Bisericii, ți-am dat credință, ți-am dat sprijinul credinței. Nu te-ai luptat până acum, am să țin eu. Ei sau tămâna ca de asta încă mai este sfârșitul credinței aici.
dacă noi nu luptăm până la capăt, se va lua. Forma aceasta nu e o formă de luptă politică. Este o formă de luptă în duh, într-un spațiu invizibil. Fiecare om, la locul lui, trebuie să facă un fel de mărășești duhovnicesc. Pe aici nu se trece. Într-o societate care se vorbește cu o impostură fantastică de toleranță, un cuvânt care nu ne aparține. Creștinul este profund intolerant atunci când este atacat Sfântul Duh și este profund îngăduitor. Oamenii aceștia au fost profund intoleranți. Că se ataca felul de a fi creștin românesc. Se ataca ceea ce zicea Părintele Stăniloae, arhitectura sufletească a neamului. O dimensiune morală extraordinară și mă bucur că Sfânta Biserică a deschis aripile și în ciuda vremurilor cu curaj ocrotește asemenea dimensiuni, inclusiv cei care au fost reincriminați ca criminali de război, Sfânta Biserică îi pomenește. Va veni și vremea canonizării. Și am să închei cu întâlnirea mea pe care am avut-o acum mulți ani. Prima mea întâlnire cu Înaltă Sfinția sa, Bartolomeu Anania. Speța aceasta de oameni, rasa aceasta, poate nu se mai găsește. Poate puștii ăștia o să dea la Italia. Alții l-am găsit la Necula, a zis că vrea să mă vadă pe mine. Ce era de pe lângă Înaltul Bartolomeu Anania? Chiar că eram un buric. Și m-a băgat acolo, zis-mă că m-o fi ascultat și pe mine, cum mă chime, să țin și eu cât pot, să mătru calea spre biserică, cum am zis. L-am găsit la computer. Deci de nu îmi scrie memoria. Parcă și se scrie atunci pe toată, în secunda aia. Imediat să mai ai ceva o idee de tine, spune ce ceai vrei, micuță, dă-i un ceai. Și da, dă un ceai. Și o să stăteam cu ceai în mână și auzeam așa. Și am început singur, zic, zic, în altă sezia voastră trebuie făcut ceva, că se prăbușește țara. Și el face, când? Deci avea reacție de câine ciobănesc. Nu am zis cu blagoslovenii să vedem, să vedem ce facem acum, o chestie de înțelegere totală și duhovnice. A zis când? Momentul 2 mi-a dat o iconiță care am așa acum acasă și pe urmă știu cu altarul. Și a zis, m-a chemat prin altar pe acolo și am văzut o ladă. Ladă în altar, veche, așa cum niște bocanci. Mi-a norocit, zic, în altar să înțeleva să-și uita cineva bocanci aici. Sunt ai mei de la Iud, când m-au văzut cu ranga pe picioare și mi-au pus bocanci ca să se umfle și să nu pot să calc, am mers în genunchi Domnului, ci păstrez aici ca să mă zmerească, ca cum sunt mitropolit. Ăștia sunt oamenii care sunt România. Genul acesta. Și ați ascultat în asta aici și piesa cealaltă care am zis că pe 9 aprilie să vă dăm în două seara, între 7 și 9 seara, mai spun și dumneavoastră pe la rude și pe la alții, că astea sunt și controlate. Ascultă și dragă. Trebuie și el să... Și eu am zis în altă Sfinție sale, patrona ea, zic în altă Sfinție sale, cum se canonizează un om care, Dănuț, întâi intră în evlavia poporului și pe urmă sinodul îl canonizează. Și obrusc i-a zis, și dacă poporul nu știe nimic? Cum nu știe? Ca mine. Eu până în 89 n-am știut decât de Ice Frimu, de Vasile Raită. Eu n-am știut de Stefan Tudiraș, de Paulus. De unde să știe? Reacție. Măi, Dănuț, tu știi că ai dreptate? La asta m-am gândit.
Deci ca să intre în evlavia poporului, poporul trebuie să cunoască. Se consumă miliarde de dolari ca poporul să mai cunoască. Și inclusiv pe ăștia tineri. Ceea ce a făcut radioul, a făcut ca să se cunoască. Dar nu ca să se cunoască la nivelul biografic, ca stare. Așa ceva, Vasile Vasilache îți dă demnitate. Îți dă o forță extraordinară. Nu venind din ment. Și știți cum a zis Nichifor Crainic, pentru că acum s-a reluat procesul de destrămare a poporului român, s-a reluat în perioada interbelică, dar au dat de ea tare. De Petre Sfințea, știți că l-a întrebat gardianul. Cum tovarășe Petre Sfințea, un om așa de deștept și inteligent ca dumneavoastră, poate să creadă că există Dumnezeu? Din orgoliu! Păi cum din orgoliu? Păi din orgoliu, că nu pot să cred că Dumnezeu se trage dintr-o maimuță. Eu, când copilul meu avea 5 ani, s-a trezit așa în popou și mi-a zis, tata, pe om l-a făcut Dumnezeu sau se trage din maimuță? Și mi-a zis, bă, pe om l-a făcut Dumnezeu, dar sunt câțiva din maimuță, ți-a zis, tata, la teatru mâine. Ma, trebuie să fiți foarte, cum să zic, circumspecții, să aveți ceea ce zicea Sfântul Ioan Damaschinu, spiritul de discernământ, să vedeți. Am să vă fac o relatare științifică, eu sunt pasionat de biologie, părinții mei au fost medici, e o teorie a lui Haeckel, un admirator al lui Darwin, Ernst Haeckel, biolog și filozof german, a spus că filogeneza repetă, adică ontogeneza repetă filogeneza sau filogeneza repetă ontogeneza. În burtica mamei, copilul când se dezvoltă, mimează diferite etape ale filogenezei. Poate să fie unicelular, protozoar, meduză, alici de mare, vulpe, gibon. Le mimează. Și zici că ai vorbit cu un senator. Nu, el era aici de mare. Pentru că, am să vă spun de ce, să știți, genetic. Genetic suntem aproape toți la fel dotați. La evoluție, problemă. Păi el s-a oprit la gibon. Zice, nu, e parlamentar, nu, e un gibon. Să vedeți, deci problema, să nu vă faceți, nu toți ajung să fie oameni. Nu ziceai, soc, ce face soc? Privești și câtă lume și niciun om. Ce greu este să fii om, zice Alexandru Mironescu, că și Dumnezeu o singură dată s-a întrupat. A fi om. Bietul țăran român. Vedeți, în timp ce civilizația asta noastră, în aparență haotică, dar fulgerător de profundă. Heidegger avea pe ușa de la cabană, de la munte, o inscripție, fugerul e totul, al lui Heraclit, prin beznă așa. Și din beznă vine câte o lumină. Și am văzut pe săracii apă la BBC, cum căutau pe lemn, pe lemnul crucii, grupa sanguină a lui Hristos. Și atunci fugerul a venit de la o babă. I-au sărută fără să facă examen de hematologie. Vă dați seama? Mii de ani lumină de civilizație, iau sărută fără să facă examen. El are nevoie de dovezi. Ce dovadă aveau ăștia care erau masacrați? Ce dovadă aveau? Le-au distrus familia. Le-au distrus destinele. Și n-au cedat. Momentul morții lui Alexandru Mironescu este poate unul dintre cele mai copleșitoare. Era senin. Când a cunoscut pe părintele Atanasie la Petru Vodă, ai zis, Dan Buric, n-am cancer. Se înșală doctorii. Sufăr de închisoare continuă, de distrugerea demnității poporului român, de închisorită. Părinte, ce sens mai avea să trăiți închisoare după ce l-au distrus familia? Ați văzut colegii torturați, uciși. De ce mai trăiați? Să învățăm să murim, Dan Buric.
Nu întâmplător versul lui Eminescu, nu credeam să învăț a muri vreodată, a țâșnit din neamul acesta. Ei nu sunt excepții, sunt continuități de vârf. Numai asemenea continuitate ne poate salva astăzi. Marcată de înțelegere profundă, de credința în Dumnezeu firească, în fața unui tăvăluc, fără precedent, care vine. Nu uitați că ultima rătută care a rămas este România. Ea trebuie desfigurată încet, lent. Diavolul are răbdare. Diabolos. Cel care se pară. Și am să închei cu ceea ce am spus într-un spectacol. Ce interesant. Am avut un spectacol cu Kleiderman. El cu muzica și eu cu iubirea creștină. Și i-am prins cu gardă jos. Că i-a venit să vadă pe el, să mă ascultă pe el. Și erau alții. Și mi-am adaptat discursul și le-am spus de Sfântul Maxim Mărturisitor, a avut o tresărie. Am crezut că e de la Bruxelles. E copleșitor. Păi ei, de acolo vorbim toți ăștia. De mari sfinți, de pateric. Păi ei vorbesc de milă, de îndurare, de credință, în ce erau masacrați. Sfântul Maxim Mărturisitor i-a tăiat mâna, i-a tăiat limba și el are cele mai cutremurătoare pagini despre iubirea de aproape. Și zice așa, diavolul n-a desfințat iubirea. Uitați-vă în ziua de astăzi, cât de bine a surprins. Omul iubea pe Dumnezeu și din după Dumnezeu iubea pe om. A întors-o și a zis, iubește-te pe tine. Fenomenul este, a întors. Și ca să vă spun că de contemporan sunt sfinții, zici că ele au scris. Efrem Siru, în țara asta cea mai bombardată, cu 300 de ani după Hristos, expresia lui este extraordinară. În vremurile din urmă, obraznicul va lua putere. Și va mima tot ce trebuie făcut ca să dubleze. Să fie bun, filantrop, cu foarte multe drepturi. Drepturi, 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 drepturi și niciun om. Cu milă. Și oamenii să zică, vai, ce minune! Așa ceva nu s-a mai scut până acum. Și zice Sfântul Efrem Siru, până va pune stăpânire. Și atunci îi va înghiți. Cum să zici cu 300 de ani pe Hristos și să vezi exact? Nu vedeți câtă bunătate în jurul nostru? Câtă generozitate, câtă filantropie, câtă dragoste pentru om. Dar săgeata întoarsă invers. Să facem totul pentru om. Scopul omului este omul, a zis Karl Marx. Și ca să închei în termenul lor generoși care continuăm. Giovanni Papini, când a luat un interviu lui Lenin, Lenin a zis, cel mai bun îngrășământ pentru pământ e sângele. Ei au fost îngrășământ. Sângele martiric a dat grâul credinței. Iar grâul credinței a dat pâinea pentru ființă. Săracul Lenin n-a știut ce sânge intră în pământ. Că una e grebla care trage și ne omoară pe toți, dar grebla morții nu e democratică. Scapă, ce zicea un mare sfânt, Antonia Surojului, morți fecunde, rămâne o lumânare după ce a murit. Rămâne o lumină. Una e să se moară Nicolski și alta e să se moară Părintele Iustin Pârc. Una este să moară Alexandru Drăghici, care i-a terorizat și a și alta este să moară Alexandru Mironescu. Morți fecunde! Moartea este ucisă. Rămâne lumină. Vă mulțumesc!
calități conjuntuale, în urmă, tot aici, Tatăl Murica a vorbit despre vocația martirică a poporului român. Au fost atunci chiar mai mulți, am avut inspirația chiar și pe corului de la tine. Da, ne-a ajutat Bunul Dumnezeu tot aici, în această, în acest amfiteatru, Duminicul Stăriloae, să fie evocați martirii neamului, în special cei care au trecut prin închisorile comuniste. Au fost 18 numai dintre preoții care au trecut, unii au trecut la Domnul chiar în închisoare, începând cu Părintele Dimitrie Drejan, Părintele Gherasimistu, apoi Părintele Benedict Iuș, dar ei s-a putut dormi, bineînțeles. Într-adevăr, lupta noastră, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, nu este împotriva cărnii și a sângerii, ci este împotriva duhurilor răutății acestui veac. Deci este o luptă în duhovnicească. Și Rugul Aprins ne învață ce înseamnă această luptă duhovnicească prin această liturghie lăuntrică, așa cum s-a spus, pentru că nu este o luptă politică, ci este o luptă profundă, care se duce în lăuntrul nostru. Avem nevoie de ei nu pentru a evoca, nu pentru a-i comemora, ci pentru a ne ruga împreună cu ei. Așa cum s-a spus. Deci pentru a ne ruga împreună cu ei, cu Părintele Daniel Sancu Tudor, dar și cu Mircea Vulcănescu, și cu Părintele Dimitrie Bejan, și cu Părintele Nicolae Steinca. Și pentru că, să nu uit, pe 30 martie s-au împlinit 30 de ani de la trecerea Domnului Nicolae, Părintele Nicolae Steinca. Pe 16 aprilie, tot în acest amfiteatru, Duminicul Stăriloae, va fi o seară de priveghere cu Părintele Nicolae Steinca, intitulată, tema este Părintele Nicolae Steinca și Revelația Fericirii, pentru că intrarea românilor în închisoare, așa cum s-a mai spus, n-a semnat intrarea într-un infern. Chiar astăzi am citit studenților vorbind despre teologia Luminii Dumnezeiești Necreate a Sfântului Grigore Palamaș, când dat exemplu din cine? Din jurnalul Fericirea lui Nicolae Steinca, când el este cuprins de lumină, când mărturisește ce a simțit în momentul botezului. Și stăteam și mă gândeam, pentru că și Domnul Dan Purica a amintit aici că este o moarte fecundă, am mai spus acest lucru, am o fică duhovnicească, este în Spania, de doctoratul în drept, este de la Hârlău, unde este voluntar Părintele Dimitrie Bejan, s-a căsătorit cu un spaniol și mi-a mărturisit cu bucurie că spaniolul s-a botezat ortodox la o mănăstire. Și am felicitat, am zis, e minunat. A, nu, Părinte, că nu eu sunt ce eram convins. Dar cine? Părintele Nicolae Steinca. Jurnalul Fericirii este tradus în limba și în limba spaniolă. Deci, peste 20 de ani. Apropo de moarte fecundă. Le mulțumim celor care în această seară ne-au pregătit un moment duhovnicesc. Duhovnicesc și dacă există întrebări, cum s-a anunțat, vă ascultăm. Și ce să facem în situația asta? Da. Dacă vreți un răspuns, să știți că această dispută, dacă rugăciunea inimii poate fi rostită de toți, a fost de pe vremea Sfântului Grigore Palama. Și avem documente, izvoare, în ce sens? În sensul în care un călugăr din Tesalonic, Iov, l-a acuzat pe Sfântul Grigore Palama, care era învățător duhovnicesc în Tesalonic, la un moment dat, deci înainte de a deveni și arhiepiscop al Tesalonicului, și a spus, nu, rugăciunea lui Iisus trebuie rostită numai de călugări.
și Sfântul Grigore Palamar, care avea între cei care îl ascultau și bărbați, și femei, și oameni de toate categoriile sociale, și avea, bineînțeles, și copii. I-a spus, nu, rugăciunea inimii trebuie rostită de către toți cei botezați. Și călugărul Iov a avut o vedenie în care i s-a descoperit că, într-adevăr, toți cei botezați în numele Sfintei Trăim pot să rostească rugăciunea inimii, rugăciunea lui Iisus. Mai mult decât atât, pe vremea Sfântului Vasile de la Poiana Mărului, care a fost și dascălul Sfântului Paisie Bericicopsie, s-a pus aceeași problemă. Deci când era Sfântul Vasile de la Poiana Mărului, era un fel de părinte duncesc la vreo 11 schituri și mănăstiri, o parte din Vrancea, Tărbuluci, Poiana Mărului și așa mai departe. Și a reiterat aceeași teologie a Sfântului Grigore Palamar. Rugăciunea inimii, așa cum spunea, este pecetuită prin peceta Darului Duhului Sfânt și atunci când se urmările cu Sfântul Mir și mi se arată că da, trebuie să respirăm numele Lui Iisus Hristos, trebuie așa cum respirăm aer. Să inspirăm pe Hristos care ne aduce întreaga Sfântă Treime și să expirăm păcatul, să scoatem din noi. Deci nu știu când Părintele Cleopa a zis acest lucru, dar ceea ce știm de la Sfântul Grigore Palamar, de la Sfântul Vasile de la Poiana Mărului și mai ales acum în secolul, în trecutul recent, îl știm de la membrii Rugului Aprins. Spuneți, da. În Queens, în New York. Dacă Vasile Vasilache a... N-am auzit. Da. Da. A fost în Queens, nu-i? Deci a venit și a venit invitată de colega mea, aici a venit, până se intrați dumneavoastră, că este nepoata părintele pe care eu am admirat, părintele de la Botana, Victorie, sunt cu vocea lui extraordinar. Și am venit nici nu exact, nu știu ce este vorba, doar este rancuri. Și sunt oameni de care suntem născuți în același an și pe scenă și la conferință alături de ferința mea cu pastul tău. Deci să vedeți legătură, ce legătură am eu cu acest călor aprins. M-a binecuvântat Dumnezeu, la 43 de ani s-a mătrificat. Și înainte de a pleca în America, pentru că soțul meu este de familia lui Vasile Mărturescu, m-am dus la Părintele Adrian, iată, evocat de dumneavoastră, să mă spovedești și să-mi dea binecuvântarea să pot zbura în America. În America, când am ajuns, cine credeți că a botezat pe fetița mea, Adriana? De 28 decembrie, în Prins, la Sfântul Nicolae, Părintele Vasile Vasilache, care arăta 1,90 m, cu o barbă, am făcut la fie la botez, cu o barbă de jumătate de metru, cu ochii, scripitor negri, cu o demnitate formidabilă. Unii invitați au încercat să vorbească, dar s-au oprit la vederea acestei personalități. Și a fost extraordinar de frumos, eu care aveam atâta dor de țară, ca după aceea de mai rămas acolo, m-am întors. A fost impresionant, pentru că mi-a dat și o carte de dedicație. Și pentru că și nașul de botez a ținut post cu prilejul acestui botez și noi părinții, zicem că această fetiță este o rogăcasă, iubită de Dumnezeu,
De ce? Pentru că în 1950 nu a ajuns la un liceu vestit sau a ajuns unde? Lui Sfântul Antin, la Mihai Nescu. O limbă, o viață foarte bună. Râsnează și alt eveniment. Înainte de a mori, în săptămâna aceea, unde credeți că m-am spovedit? La Sfântul Silvestru, la Nicolae Bărbașe. Iată că, pur și simplu, o legătură atât de profundă, ceea ce mă determină să citesc mai mult despre acest fenomen, rugul la preist. Vă mulțumesc foarte mult! De fapt, a fost o întrebare și pe urmă a fost o superbă mărturisire. Și acum, ca să vă dau o certitudine că mărturisirea dumneavoastră stă pe niște stâlpi care sunt absolut imbatabili, numai faptul că a spus că Părintele Vasile Vasilache avea o statură înaltă, o statură care impunea o verticalitate, eu vreau să spun ce constatare antropologică am făcut. Eram pe la conferințele alea pe la Ateneu și am zis că noi ani de zile am fost unul din președinții mișcat tot timpul așa. România trebuie să intre în proces de tranziție cu Comunitatea Europeană, parteneriatul NATO și am explicat, știți de ce se mișcă așa? Fiindcă bunică sufăra găi grase prin gard. Zicea, eu pe aia de acolo, în partea asta. În partea asta, așa. Niciodată Arsenie Papaciocu putea să zică Maica Domnului cu Iisus Hristos. Așa și Vasile Vasilache făcea parte din familia voivodală a poporului român. Să rămână, cu toată dragă. Deci asta e vorba, nu? Vă cer pe puținărea, sunt invit pe doamna Lidia Popița Sfârșescu, a cărei, mă rog, prezentare, nu cred că este cazul, cei care ascultă Radio Trinitas au ascultat poeziile, poeziile religioase și vă rugăm să ne adreseze câteva gânduri. Vă rugăm să puteți. Să iau cuvântul, deși târziu și poate sunteți obosit.
mai ținând câteva lucruri, rămânând de structură a acestui scenariu radiofonic. Aparent, sunt sigur slujite de actori, de interpreți, vocile și de asta s-a dat personalitate, s-a dat carne, s-a dat glas persoanelor respective. Dar a fost mult mai mult. A fost cuvântul. Au fost cuvintele lor, pe care nu știu dacă le ducem mulți în biblioteci sau în librării, să le căutăm și să ne hrănim. Că ne e foame, Doamne. Ne e foame de Tine și ne e foame de ei care ni Te aduceau. Și ca să nu Te mai poată aduce, ziceau unii, îi închideau în spatele ușilor care erau marcate radiofonic în ispituri puternice, dar erau marcate tot atât de puternic cuvintele și bătaia inimilor acelor care fie trăiau pentru și cu nădejdea de a mai întâlni neamul pentru carul tău, dar și chiar fiind ultimele bătăi ale acelor timp. Rugăciunea inimii să facă Domnul să se așeze în pustiul inimii mele, al inimii noastre, e o rugăciune alături de rugăciunea inimii care îmbracă. Dar oare astăzi mai căutăm rugăciunea inimii? Puțin. Cred, puțin și puțin. Aș vrea să închei cu încă două cuvinte din acest scenariu inspirat. Inspirat de ce? De dragoste pentru valorile pe care le-am avut și pe care nu le prea amintim. Cât despre copiii, nepoții, strănepoții noștri, care acum sunt la școală, foarte rar, puțin și neinspirat, se vorbește despre acest trecut și acești oameni. Și se pune întrebarea și ar trebui să ne punem. Doamne, ne va pune cineva în mână arcușul? Și încheie cu câteva versuri. Întrebarea în vântul călătorul. Bidiviu pe care călărește norul scarpastre margini de pământ. Unde sunt cei care nu mai sunt? Zisa vântul, aripile lor mă doboară nevăzute în spor. Întrebata luminata ciocârtie candela ce leagă în întărie unde lemnul cântecului sfânt, unde sunt cei care nu mai sunt? Zisa ciocărâia sau astfel?
ascuns la lumina celui nepătruns. Întrebata în bufleța cu ochiul sferic, oarba care vede în întuneric tainele nespuse de cuvânt. Unde sunt cei care nu mai sunt? Zisa bufnița, când va cădea marele întuneric, vei vedea și întreg. Mulțumim, doamne, Lidia Popița Sărișescu, pentru acest impuls, să spunem așa. Dăm slavă lui Dumnezeu că ne-a dăruit pe Cosmin Manoliu, Dan Puri și toți cei care, iată, în această seară ne-au prelejuit de ce să nu spunem dintre cele mai profunde privilegiere. A fost o privilegiere în această seară. Vă rog să nu credeți, a fost pentru mine dăruire și așa, un putredul al Ființei, aș putea spune, și atunci mi-am adus aminte de cuvintele lui Mircea Vulcănescu, pe care în 1993, în numărul de Crăciun, am scris un articol în Vestitorul, Mircea Vulcănescu, Sfântul din Cimitirul de Pedalorovina. Și a spus că până când Sfântul Sinod se va întâlni pentru a lua discuție canonizarea lui Mircea Vulcănescu, rămân litanirea lui Mircea Vulcănescu rămâne, nu numai evenimentul să nu ne răspundați, dar rămâne acel minunat îndemn cu care se încheie conferința lui din 1940, o conferință profetică creștină în lumea modernă. Când spune, și este valabil și astăzi, vremurile care urmează nu sunt vremuri de triumf, și sunt vremuri de încercare. Dar totuși vremuri mântuitoare. Însă ferească Dumnezeu să intre în acest el, naiv, fără să știi ce te așteaptă, cum a spus și Domnul Dan Puri. Dar adaugă. Deci nici a Bucănescu ne spune că vremea aceasta pe care o trăim stă să nască veșnicia. Și să ne ajute Dumnezeu să fim prezenți, noi îi așteptăm la asemenea privilegieri. Cu ajutorul Dumnezeu ne rugăm că vom mai avea asemenea privilegieri. Vă mulțumim și vă îmbrățișăm pentru această împreună privilegiere și dăm slavă lui Dumnezeu că ne-am întâlnit în această seară. Vă mulțumim pentru că ați fost împreună cu noi și ne-am rugat împreună. Eu, pe nume personal, vă invit luni la Muzeul Țăranului Român de la ora 18 la 6 după amiaza pentru premiera filmului Părintele Arsenie Foca, Icoana Mărturisirilor, în regia lui Nicolae Mășineanu, al cărui scenariu l-am alcătuit. Și să dea Dumnezeu să mai fie astăzi de se duhovnicești filocanice. Vă invit și eu, am scris o piesă, se numește Acești Români Fantastici. O vedeți sâmbătă, pentru prima oară, sper să fie și ultima oară. Și mai este pe 12 mai. Vă spun public, este o piesă scrisă din suflet, despre dimensiunea românească, profund creștină și din cauza asta are și umor, cum zice din baterii, și care deranjează profund. Și pentru că dumneavoastră faceți parte din elita care deranjează sistemul, vă aștept cu drag. Se deranjează cu drag. Bună ziua! Acum eu rog pe teologii care sunt. La Rapsodia, pe Lipscani, se numește teatru principal. Veniți
și strigați Purii, Furii și poporul. Vă aștept acolo. Având în vedere că Ivana mai cerul la Prins a fost cea care a patronat întâlnire de la Prins și v-a amintit acel episod în care la cuvântarea președintele Orban, care a fost invitat să vorbească, în casa lui Alexandru Ieronescu, Ivana Maicii Domnului a început să se decine și s-a auzit acea cântare îngerească minunată. Vom gânda împreună cu mine se cu adevărat. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cu mine se cu adevărat, să te fericim pe tine, amin.